o țeavă Sparta a umplut cu apă 10 de garaje în sectorul Ciocan al capitalei, în timp ce oamenii se plâng de pierderi considerabile. Apa Canal Chișinău susține că nu intenționează să ofere despăgubiri. Conducta avea termenul de exploatare depășit, așa că incidentul a fost inevitabil, spune un șef de la Apa Canal. Vine tare. Așa arăta azi dimineață o porțiune de pe strada Nicolae Emilescu Spătarul din sectorul Ciocana al capitalei. Totul după ce o țeavă de apă potabilă s-a spart în jurul orei 3 dimineața, iar în rezultat zeci de garaje au fost inundate. Disperați, proprietarii au încercat să scoată apa din încăperi, sperând că vor reuși să salveze măcar ceva din bunurile depozitate acolo. Când a venit, era imposibil intrat în garaj. Așa. Beciu plin, deasupra, și deasupra era undeva la vreo 15 cm. M-au zis să spartă țavă. Și aici era apa până așa cam, mai sus genunchi. Așa, aud garajul tot inundat. Oamenii spun că imediat cum au observat scurgerile de apă, au solicitat ajutorul autorităților, însă fără succes. Undeva nu răspuns, la 112 au spus să nu sunăm la primărie. Am sunat pe primărie. Au zis că la Apa Canal și unul de la unul la altul, iar că sunam toată noaptea. Oamenii spun că apa a continuat să curgă până la ora 9 dimineața, când a venit la locul incidentului și un angajat Apa Canal, pe care l-am surprins și noi în timpul filmării. Doar că acesta susține că s-a intervenit imediat cum s-a făcut apelul. Cauza accidentului este gradul foarte înalt de uzură a țevii, spune funcționarul. Lopnul vodoprovod diametru 1200 mm, vodoprovod 1985 года. Потому что срок эксплуатации железобетонных труб 20 лет, а он с 1985 года, вот посчитайте, уже получается второй срок эксплуатации. Когда вы узнали о случившемся? В 3 часа ночи. И что вы сделали? Сразу локализовали поврежденный участок. Reprezentantul Apa Canal dă asigurări că în maxim 2 zile țeava va fi reparată. Doar că, spune el, întreprinderea nu va despăgubi pe nimeni. Asta în timp ce acest bărbat cu greu își stăpânește emoțiile când vorbește despre pagubile pe care le are. Pentru că face reparații în locuință, își adusese aici toate lucrurile, inclusiv mobila și aparatele electrocasnice. Astăzi le-a găsit pe toate pline de apă. Toți hainele bune din casa noastră, a copiilor, frigiderul, da. Au ridicat frigiderul. Beciu e un metru cu apă. Televizor, mobilă. În situația acestui bărbat sunt câteva zeci de oameni care au garaje pe strada Nicolae Emilescu Spătaru.